Cine e mai sensibil și se supără mai repede? Care cheltuie mai mulți bani? Ăla care are. Care îi place să piardă vremea? Mă bag. Care e mai manelistă? Carole! Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să facem un challenge super, super popular, însă nu de aici, de pe platforma YouTube, ci de pe platforma TikTok. Sunt sigură că o să iasă super, super amuzant pentru că alături de mine vor fi Maria. Hei, bună! Și Nicu. Salut! Înainte de a începe nebunia asta de challenge, vrem să vă rugăm să apăsați pe butonașul de like. Poate, poate strângem și noi 10.000 de like-uri, nu știu, zic și eu, oare reușim? Reușim. Așa că apăsați pe butonașul ăla de like și hai să începem challenge-ul. În acest challenge o să ne descoperiți mai bine pe mine și pe Maria prin intermediul lui Nicu. O să avem în fața noastră două boluri pline, pline, pline cu... apă! Mami va fi în spate și va pune lui Nicu niște întrebări, iar Nicu va răspunde exact așa cum consideră el. Persoana care consider eu că se va potrivi cel mai mult întrebării va fi bum în apă. Exact. Iar în prima rundă va fi în apă și în a doua rundă, pentru că facem două runde ca să iasă mai funny vlogul ăsta, va fi bum în făină, imediat după ce am fost cu capul în apă. Așa că pregătiți-vă și uitați-vă până la final. Noi două am făcut întrebările, Nicu nu știe, așa că n-a avut timp să se gândească la ele. Va fi totul foarte spontan. Dacă el consideră că amândouă ne potrivim întrebării respective, amândouă vor fi cu capul în apă sau în făină. Dacă nu consideră acest lucru, nu vom fi. Doamne, dacă una singură va fi, v-ați prins voi. Așa că hai să începem. Care este cea mai dezordonată? Nu, mă așteptam să zică de mine. Bravo! Ai spart gheața! Bine! Care este mai tupeistă? Mă gata mai bine pe ea. Eu cred că și Maria. Maria în real life nu e. Care e mai obositoare? Adică să mă obosească pe mine? Da, da. Care e mai... Ei, mai obositoare încă. Mamă, și cum m-a băgat, că te nerviat aici! Cu tine când suntem, mereu filmăm și așa, nu că nu-mi place sau te ăștia, stai ceva, neapărat că nu-mi place, doar că... Ei, pun la treabă și da. Maria sau degeaba, știi? Adică nu-mi place, dar automat obosesc mai rău când suntem cu tine, știi? Adică sunteți cu toroși. Da. Cam așa ceva. Păi noi ce facem? Nu filmăm noi. Care este mai dezorientată? Eu zic, am două. Bă, dar Bibi, zice ca lumea, du-te și tu. Păi Mariana, dacă o duc într-un loc așa mai... Nu mai știe să se întoarcă. Eu chiar dar sunt foarte, eu sunt foarte dezorientată. Da. Care cheltuie mai mulți bani? Ăla care are. Chiar ăla care are. Cine are gusturi mai bune la haide? Rodișor. Ai, pe bune! Cine e mai sensibil și se supără mai repede? Asta? Aici că e meritul ei, e... La asta sunt eu bună, la mă supăra și la a fi sensibilă. Care e mai rebelă? Nu, păi tu, eu! Nu tu, mulțumesc. Eu! Care are cele mai bune note la școală? Aici nu știu, de baba un două, dar dacă era vreuna cu mine, clar, eu eram băgat. Nu, băgat. Mă, chiar da. Cu ochii roșii. Cine este mai amuzantă? Ia. Yeah. Ce prost mă simt. Bagă și pe. Nu. Nu, mersi, lasă, e tu ești cea mai amuzantă. Care crezi că se va căsători prima? Nu, nu, nu avem nevoie de așa ceva. Bă, Maria, de-aia se bagă mai ca lumea. Pentru că tu mă faci așa! Tu te duci, dar eu... Am oprire la... Cine va avea prima copil? Tu ce? Nu am copil. Ba, da, iubesc copii. Da. Vedeți, mă, că știu. Știe, știe. Schimbăm! Bagă cu făină! Cine e mai convingătoare? Ia. Ha ha ha!
ceva. Ce machiaj frumos. Foarte frumos, foarte frumos. Mulțumesc. Cine are iubit? Aha, îmi pare rău. I-a rămas forma peței în făină. Ia uite, baby, frumos, ce-mi faci, nu ca fake. Iubit. Uite, picane, ce face din cauza ta. Îți bagă fața în asta. Cine nu poate să mintă? Deci chiar nu știu întrebările, jur. Cine crezi că profită mai mult de bunătatea ta ca prieten? De mine? Să profite de mine? Păi nu știu, nu profite nicio. Nu le mai știu. Bravo! Căreia îi place mai mult shopping-ul? Suflă pe nasă. Cui îi place mai mult fast food-ul? Care e mai arogantă? Mulțumesc lui Dumnezeu. Doamne, ce-am făcut? Care e mai perversă? Trebuie să recupereze. Care ar alege banii în locul iubirii? Oh, nana. Dar arată. Care se uită mai mult la seriale? Hai că ți-a venit și Parapapa. Gata că mă doare. Căreia îi place să piardă vremea? Mă bag. Neatenționat, dați-mă că vin. Care e mai manelistă? Parapapa. Cine e mai gospodină? Ia mai nou. Eu anul trecut am aflat cum se dă drumul la aragaz. Și încă ne e frică să nu dea foc la casă. Exact, am avut mici incidente. Mici tentative de a da foc la casă. Căreia i-ar plăcea mai mult să călătorească? Ia. Nu neapărat că Maria, nu cred. Cred că îi plăcea și ei, nu? Ce? Da, cred că mai mult îi plăcea. Da, da, și o zi la fel. Care bea mai mult alcool la o petrecere? Bravo, bravo. Cui îi place mai mult să chiulească? Cred că e mai complicat, că și tu chiulești mult, dar tu chiulești sub alte forme, ea... Când am filmări și de-astea. E prea că la mic. La ea e pasiune. Cine ar înșela într-o relație? Tu ce zici? Nu, nici Ana nu înșela. Nu. Pe vadă cu o minge, mă, du-o. Dacă i-ar da un mesaj, i-ar răspunde. Să nu exager. Depinde cine? Depinde cine. Care a suferit până acum din dragoste după o despărțire? Păi, niciuna. Exact. Nu? Ce bine cunoști. Oh, adevărat. Care ar pleca de acasă fără să le spună părinților? Eu asta pun mereu, adică... E ceva ea? Normal. Da. Care este mai bârfitoare? Păi amândouă nu prea sunt. Amândouă suntem? Amândouă, dar păi nu prea sunt. Păi nu prea, este amândouă în aceeași măsură. Deci amândouă. Dar deci, nu prea. Mulțumim. Dar... Puteai să nu ne bagi? Păi nu. Păi nu! Sunteți puțin. Hai mă, Nicu, taci! Care ar face ceva ilegal? Dintre ele două, cred că mai repede Maria, că e mai... Rebelă! E mai naturajea, se lasă după naturaj. Care este preferata ta? Niciuna. Amândouă. De nu aleg pe niciuna. Adică nu aleg pe niciuna. Adică, în mod egal, am două. Niciuna! Hai! Niciuna!
Acesta a fost vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut, că ați râs alături de noi. Scrieți-ne în comentarii dacă vreți să mai facem vloguri împreună și ce vloguri vreți voi să ne mai vedeți făcând în această formulă incredibilă. Apăsați pe butonașul ăla de like să strângem cât mai multe like-uri acolo. Intrați în descriere și vedeți că acolo găsiți link-uri de la Instagramele lor, TikTok-ele lor, nemțiunile lor. Așa că urmăriți că ei sunt cei mai buni prieteni ai mei din copilărie și tot timpul îmi sunt alături și ne mulțumesc mult de tot. Vă iubesc nebunii mei! Noi! Noi vă pupăm tare, tare, tare! Mua! Și ne vedem data viitoare! Pa! Pa! Cercei! De challenge vrem să vă rugăm să apăsați pe butonașul ăla! Ce înseamnă un prieten adevărat? Mi-am uitat cerceii, prețările! Cerciște apa asta pe noi, hai mai repede! Bibi, apă pe mine, băgată mai rău decât pe tine, stai că urmezi! Trebuia să-mi ții respirația, am intrat cu totul și mi-a intrat și în nas apă! Mi-a curs rău! Ce griji are micul de voi? Păi să se facă. Păi nu, el ne bagă! Am ochii roșii! Mărișchi, mică de... Maaa, mărișchi, ești om de zăpadă, eu nu vă văd din față, v-am văzut dintr-o parte. Hei, eu sunt Olaf! Și cu asta nu i s-a pus deloc pe gen. Ți s-a udat, uite, asta n-are nimic pe ele. Am avut genele ude de la apă și când le-am lungi... Udă și... Bombă. Eu am luat-o. Vai, ce drăguț!